Deschide-mi ochii. O, dar mi-am place la Taisia tare. Eu n-am zis nic, eu am zis că-mi place. Ok, 3, 4. Salutare! Astăzi facem partea a treia. Cine sunt? Deci cine sunt eu? Da, scuze. Și noi deodată suntem cine sunt eu. Așa că cine va fi primul? Da. Eu sunt eu, ei este ea, ea tot este ea, așa altă tot e ea. Și eu? Eu. Noi nu știm ce noi pe cap, dar vedem la ceilalți și haideți de la unii ce vine. Haideți de la mine. Hai. Deci eu am așa o întrebare foarte întrebătoare. Eu sunt vie? Nu. No. 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 Eu tot aceeași întrebare asta. Eu sunt vie? Da. Da. Deci eu sunt un animal? Da. Da. Sunt animal sălbatic? Da. Da. Oh, mi-a place cum merge treaba. Este mamifer, adică el care mănâncă carne? Nu. Deci, tot aceeași întrebare ca asta, cred că e cea mai elementar. Da. Fundamentul. Eu sunt vie sau nu? Nu. Ok, înseamnă. Eu sunt viu? Nu. Așa, deși de râs, tot să râd că se uită. Eu sunt obiect? Da. Aha. Noi l-am folosit vreodată? Da, cred că. L-am folosit sau cred că? Da. Îl folosim în fiecare zi? Da. În fiecare zi? Da. Nu știu, depinde. Au fost în fiecare zi. Da. Îl avem pe noi? Da. Îl avem pe noi. Așa. Aproape. Îl avem pe noi amut. Dați să-l avem pe noi, așa? Nu. Denumirea generală, da. Îl avem la noi. Pe noi, amut. Da. E mai mare decât ești ăsta. Da. Mai mare. Ok. E mult cu Dani. Da. Ok. Mai mare decât atâta. Cât ar depinde? Nu e mai mare decât așa. Nu. Ok. Cam așa. Să mai departe. Acolo eu. El e mare, adică cam de mărimea asta? Nu. Na, deloc. Mai mic? Nu. Nu mai mic. Mai mare. Așa, dar asta era logic, dacă nu e mai mic, e mai mare. Eu sunt un mamifer, adică nu sunt un animal care mănâncă carne, mai mare decât atâta. Girul spune aici? Da. El e mai mare. Da. El este de culoarea gri? Nu. Este un obiect? Da. Ok. Da. Noi obiectul folosim deseori? Nu. Eu în ultima vreme eu da. Eu sunt un obiect? Da. Eu îl folosesc? Da. Ok. Tot să folosim? Da. Putem trăi fără dânsa? Nu. E bun. Ce s-a făcut? Jasmina, tot mă frământ un gând. Noi n-am anunțat câștigătorii la jocul cu Match Masters. Cum n-am anunțat? Am anunțat pe 12, cum și-am zis. Da? Și cine au câștigat? Păi, o fetiță din București de 9 ani a câștigat-o cutie Mr. Box. Un băiat tot din București a câștigat o zi petrecută cu gașcă și o fată negoiară din Moldova de jos filmat cu noi. Fata cei care 2 zile în urmă a fost la noi? Da. Wow, fain! Dar cu ești din București cum facem? Păi, la sfârșitul lunii mergem la București. Bine. Dar mă gândesc la cei care nu au câștigat nimic, nu știu, poate mai dăm o șansă, mai facem ceva pentru ei, nu știu. Păi, noi ne-am gândit deja la asta, noi prelunge concursul, nu-ți amintești? Noi vorbeam ceva cu mică, dar... Păi, noi am prelungit concursul, am adăugat încă 2 premii, 2 filmări cu gașca și se va prelungi până pe 22. Așa că cei care au descărcat jocul participă și cei care încă n-au descărcat jocul. Așa că dacă tu încă nu te-ai înscris la concurs, trebuie să faci doar 2 lucruri. Să scarci jocul de pe linkul de înscriere sau de pe QR code-ul de pe ecran și să joci minim 5 minute. Da! Și un lucru ce câștigi tu, în primul rând, este un joc fain pe care îl ai întotdeauna la dispoziția ta în telefonul tău. Al doilea lucru este o șansă de a câștiga o filmare la gașca Jasmina Show. Și cine știe, dacă nouă o să-mi placă cum te descurci, că e chiar foarte fain, poate să luăm la noi în gașca. Da, dar această filmare cu Jasmina Show, chiar dacă ești peste hotare, noi avem o idee cum să facem să intri în vlogul nostru. Așa că puteți să participați de oriunde. Da. Vă dorim baftă! Da. Linkul este în descriere sau chiar acolo. Eu chiar mă jucam Match Masters. Deci vreau să arăt, uite ce personaj am deschis. vai, mi-a plăcut. Eu încă nu l-am. Nu, nu? Tu ești cu mult mai aici ca mine. Păi da, uite cu strufia. Так, el e pe noi. Și ne-o folosim? O folosim? Da. Din nou recapitulare. Așa trebuie depus circulețul și alași țări care se gândește la... We will be right back. Noi numai în casă îl folosim? Nu. Nu. Afară? Da. Ok. Ai zis, ați zis nu. A, da. Da, da, știu. Obiectul ăsta este în casă? Nu. Deci, eu mă gândesc la un animal. Acest animal are gâtul lung? Nu. Ok, eu mai știu doar un animal, dar este dacă... Acest lucru se folosește în casă? Așa, în casă, de fapt el nu. Este neînsuflețit, dar nu e... Da, nu e obiectul care nu e pus. Bun, ne-am adunat întrebările. Voi v-ați râs la asta. E ceva care nu putem trăi fără. E ceva care îl folosim zilnic? Da. Eu nu vreau să zic ceva care... Băi, da, dacă zic... Ceva de râs. Noi îl folosim, nu putem trăi fără dânsul. Culoarea e albă? Da. A, te așați pe dânsul? Da. Aha. Are o gaură tare, tare, tare mare? Nu, n-are gaură mare. Foarte, foarte mare. Aia e mare, adică să încape într-o dânsul. Nu încape, așa următorul stat. Da, nu știu și. Ok. Noi îl avem pe noi. Ai o frunză în pop. Ai o frunză. Nu mă puc de pe. A, papuc. Papuc? Papuc? Da. Da, deși eu nu m-am uitat la papuc și nu-mi dat seama că am văzut o frunză blocată în papucul lui. Oh, și alt papuc în Jordan, ceva, n-ați putut spuneți? Ceva, un Nike, nu? Nu, bine, este rândul meu. Aveam o presupunere din cauza că îmi stau să zic că ea ca aceea îmi place la Taisia, că este mare și așa o întrebare, este verde? Nu. Nu? De ce verde? Deci, acum eu mai am un animal. Acest animal are dungi. Nu. Nici zebră nu e și asta! Cum adică nu are dungi? Are dungi. A, nu are dungă, sau pete, sau și. Nu. Și nu numai decât iarbă. Este erbivoră, da. E ceva de mâncare? Da. Ceva tare cu sos. Adică ceva de mâncare. Mă scuzați tare mult. Toată mâncare e gustoasă. Ne s-a scăpat din gură. Dacă are toată mâncare e gustoasă. Da, toată mâncare e gustoasă. E ceva dulce? Da. Dacă ceva eu n-am așteptat. Ok. E destul de mare? Destul de mare, da. Mie îmi place cum se asociază asta cu asta. Da, în alta. Sincer. După când mănânci asta, te duci la asta. Eu dacă cred asta. Dacă mănânci pe stomacul gol, ai, de-am știu răspunsul și cu voi. Dar tu știi așa. Când apucă panoasă. Eu am o idee, nu sunt sigur, dar hai să ne vedem. Acest lucru îl mănânci la zi de naștere? Da. O, da. Cred că depinde și de familie. Da, noi pohodul noi dau rămânim. Tort? Da. Eu zic din prima, eu sunt viceu. Da. Sunt viceu. Doamne, ești perete frumoasă. Perete foarte stresant. De ce e stresant? Că nu știu. O trebuie să ne plinească și cel care pierde. Ce provocare să ne plinească? Ia spuneți. O să băgăm piciorul. Deci lup tot, piciorul adică așa. Fără ciorap, că după puteți să întâmplă. În lacul care este rece. Foarte rece. Am o presupunere. Asta este un lucru pe care noi îl folosim în fiecare zi. Dar noi nu-l folosim. Noi nu folosim. Îl folosim. Că tare folosim, da. De fapt, se poate zis da. Cum folosim noi? Într-un sub poți să arunci ceva? Nu. Te-ai gândit la tomberon? Da. Verde? Tomberon? M-am gândit că poate au pus ceva, da, ceva gunoi, ceva urnă. Animal mare după tăt. A spus că e mare. Da. Stați, el e mai mare decât asta. Nu, el e așa? Nu. E mare. Haideți, dacă eu not exercițiu, indiciul lui Taia, ce aproximativ se întreabă, putem să dăm și unii. Eu aș zice că ar putea să întreb despre culori și tot, de exterior. Formă. Hai spune o formă și noi spunem. E dreptunghică? Acest animal are culori Bazice? Adică alb-negru? Da. Pohodul pierd. Stați. Acest animal are pete? Nu, nu. Are. Are. Da. Pete. Acest animal este foarte drăguț și pufos? Da. Ești panda? Da. Adică încă o întrebare. Ai rotund? Da. Hai, gândește la ce o zis Tasa înainte, că lui obiectul ăsta tare îi place. Nu-mi place bămpân și să... O, și ești aproape? Da, ești aproape, nu chiar te aproape. Este o piesă. Asta e roată? Da! Hold la bămpână! Vreau este snac la bămpână. Apsaia mușine puniciorul ăla. Și eu a trebuit să spun, da? Da, dar mai facem încă o rundă. Și vedem cine o să fie cu tine în echipă. Băi, o să-i greu. Să putem? A, poți zici cu dochi? Doamnila, voi cam e prea ușor. Dar stai la clatinități, sunt mai multe lucruri pe acolo. Unul, cea mare. Da. A, tu știam, știi că e mare. Haideți un mic indiciu pentru toți. Toate lucrurile voastre îi unește ceva. Sunt în casă. A, все, mai ușor. Și... Dacă dar e ușor. Eu nu sunt în casă sau ce? Ești din păcate. Cine ce primul? Eu. Hai de acolo. Da, ceva din casă. Eu oricum s-a treia. E clar, noi îl folosim? Tot că și-a fi o întrebare. Ok, noi îl folosim. În fiecare zi îl folosim? Fiecare zi îl folosim. După logic trebuie să folosim în fiecare zi. Dar cine îl folosește ce-a putea lui? În fiecare zi. Îl folosim în timpul zilei? Da, nu, în timpul zilei. Ba dimineața, seara? Da. În timpul zilei. Zilnic, da. Adică în fiecare să-l folosim. Ok, când vrei. Când vrei. Dar nu-i trebuie la ora asta să faci asta. Mă gândesc dacă el e pufos. Nu. Tipa n-are ceva acolo, zâmb, pufos. Ok. Tipa are sau n-are? Eu mă gândeam la asta de pentru păianjeni. Nu. Hai, mai departe. El a zis ceva de păianjeni. E viu? Da. E om? Da, știi? Nu, că m-am gândit la alt obiect pentru păianjeni. Dar nu mă păle! Că care tot e în casă. Eu zic și-a tipa de prins păianjeni. Eu zic că poate e spray de așa pentru insecte. Nu. Și am întrebat, am intrat la pudaj, după asta m-am răzgândit. Nu e așa ceva. Păi stai, păi de ce ai zis că spray? Pentru că n-ai zis, întrebat dacă e om. Pentru că a spus că e viu. Eu am întrebat dacă e viu, a spus da, dar eu mă gândeam la un obiect să zic. Îl folosim zilnic ca să-i cătăm? Da. Nu. Da. Îl folosim la bucătărie? Da. Omnimerie, eu vreau să-i dați bani, dar... E mai mare decât atât? Nu. Nu? Da. Nu e mai mare? N-aș zice. Deci noi îl folosim în fiecare zi? Da. Aparent. Este din baie? Da. În fiecare zi? Poate. Deci acest obiect este cam atâta? Nu. Ok, taia. E mic? Nu. Inic. El e în bucătărie. Nu. Ok. E animal? Nu e animal ca tare. Ok, eu mă gândeam, e ceva din veselă. Da. Dar chiar că e și veselă. Veselă. Stați, veselă? Cam cald. Cam tare cald. Eu mor de cald, de căldură. Cam atâta? Da. Ok, înseamnă noi farfurii, noi linguri făcuți. E o cană? Da. Păi, eu câștigat chipsuri. Este! Eu tot am câștigat chipsuri. Nu, chipsuri sunt pentru o provocare azi, zice că voi. Așa, pedeapsă, n-aveți... Toxicazii. Deci, acest obiect este în casă și este mare, cum am înțeles. Eu când am întrebat dacă posibil la baie, parcă, nu știți așa, parcă da, așa acolo, adică ceva ta... Este un obiect în care este în toate camerele. Da. Doamne ferește, că a ajuns rândul ei. Și mare. Deci, el nu-i pufos. Nu. Mi se pare că știu ce. Acest obiect poate fi din lemn. Da! Deci, obiectul meu înseamnă că e ușă? Da! Serios? Sănătate! Tam au din lemn, așa! De fapt, este și la baie, și la bucătărie fiecare casă. Așa, o întrebare, este dreptunghic? Da! Este în fiecare cameră? Da! Da, dacă tare foarte fain, pentru că noi am zis că toate subiectele ce sunt în casă și noi întrebăm întrebări care îi vedem la altcineva. Dar poate el e pufos uneori, da. Poți să ai put desene pe el? Da. Covor? Da! Covor! O, frumos covor! Taia, ai să ai susținere, n-ai să-i simt că ești cu un băiat încă la pedeapsă. Dar stau pentru mai băieți. Mihai, fii gata. Eu pot spune că eu din prima rundă pot să câștig amu. Când ne-am dat seama și asta la rând nu ne dăm seama. Baie? Da. E în baie. Tu ce asta e în baie? Întrebat de-a. Nu, la bucătărie. Folosim în fiecare zi. Noi nu ne spălăm în fiecare zi. În orice caz, nu? Eu de asta și-am menționat mai trecut ceva, o chestie tare importantă. Eu nu mă spăl în fiecare zi. Mulțumesc pentru informație. Mă gândeam de unde mirosul ăsta. Se simte. Ce m-am pierdut, e pentru mai jucăm. Stai, că în baie sunt foarte multe. Tobă! Și nu-și folosești în fiecare zi. Și încă zici că folosim, de exemplu, seara. Da. Aha. Mă gândesc că e cremă de față, dar nu... Nu, motorul. Eu am zis că mă gândesc, că n-am dat încă. Eu am avut așa de multe idei. Eu am zis că mă gândesc. Ai dat cauțioară întrebarea. Eu am zis că mă gândesc. Pe cremă de față. Ok. E viu, nu-i om, nu-i animal, e insectă. Da. Nu zbor. Nu. Băi, da mă, asta nu-i corect. Nu zbor, hai mai departe tot. De-a mă știu și eu. Spui Angel, de-a gata. Bun, gata. Oricum e pierdut. Dacă stați pe ceași acum, înseamnă că Mihai e pierdut. Înseamnă că dimineața îl folosim? Da. Îl folosim dimineața? Eu cred că știu ce. Gata, cum ai? Eu, gata. Haideți! Toble! El e... Atâta? Da! Aha, gata, știu! Eu știu! Periuță de dinți. Periuță de dinți? Da! Noi! Cum să continuăm aici? A, păi e în plus cu aici, așa și așa. Două, dacă spui a doilea obiect, periuță de dinți și dacă a doilea obiect îți spui. Da! Dar ce e cu ăsta care zâmbește? Mihai are dispoziții, văd. Mi se pare că Mihai știe din prima rundă, nu știu cum. Adică el așa parcă tot. Da, el deodată a zis că genul, el a zis ceva de pe Angel. Și el deodată știe. În iaz. Acum pedeapsa, haideți. 5 secunde cu piciorul în lac. Taia pentru că e foarte frig. E doar bag și scoate repede. Dar Mihai stă 5 secunde. Deci noi trebuia să ținem, că din greșeală să fac cu pul. Deci asta, hai la treabă. Dar să nu fie discriminare, eu tot 5 secunde o să țin. Noi te ținem. Taia, nu! Ia ca așa. Ia grafit din nou. Раз мы вину пищу. Unboxing. Таися. Мы вину пищу, что мы рантуем с курицей чарочкой. О, да. А совсем было 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Стас, ну встань, телефон, ajută. Poftim ea câtă lapa. Bărbați adevărat. Dar ține mă tare, băi. Hai, dacă ceva... Lasă. 1, 2, 3, 4, 5. Gata! 7, 8, 9, 10, 11. Gata, băi! Gata, greșe? Cum e? E rece? Nu, caldă! Știi? Eu să-i cald doar! V-ați scălit astăzi, gata, voi să-ți regătiți pentru iarnă. Iarnă! Un picior să îngheți la unul! Cât ei sunt calți, încolo-ncoași, noi vrem să facem cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați, vă abonați la pe canalul Jasmina Show. Noi vă spunem pa! Așteptăm să scrieți în comentarii dacă vreți încă o parte. Vă pupăm! Dăm sărim în iaz, nu punem numai cior. Hai! Vă pupăm, vă bețușăm! Pa! Noi ne găsim! De prietenii! O să facă slow-mo, Taia, o să facă slow-mo aici! No, o fotcă!